genul programului Pamflet. Vă propun astăzi să vorbim despre teatru. Știți că în orașul nostru s-a deschis stagiunea cu o piesă al cărei subiect este inspirat din realitate. E vorba de o tigresă care a scăpat de la grădina zoologică, s-a plimbat câteva ceasuri prin oraș pentru a sfârși împușcată. Culmea, episodul s-a repetat recent în exact același oraș în care un ursuleț a străbătut speriat orașul sfârșind la fel de trist, împușcat. Nu știu ce au înțeles oamenii din poveștile cu pricina, cert este că în țara asta animalele sălbatice n-au mare preț. În urmă cu doar câteva zile, un urs a ajuns din nou în atenția publică. S-a întâmplat la Crucea, în județul nostru. Ghinionistul urs și-a prins laba într-o șprangă, iar autoritățile au dat alarma. Din fericire, ursul de la Crucea a fost, de fapt, un mare norocos, pentru că n-a sfârșit precum predecesorii săi, ci a reușit să se elibereze singur, salvându-și astfel viața. Vă spuneam să vorbim despre teatru. Dar nu despre actori voiam să fie vorba, ci despre teatrul pe care îl joacă autoritățile responsabile. Despre cum pretind ei, factorii implicați, că problema a fost rezolvată. Pe principiul ne facem că plouă sau, în cazul de față, că nu plouă, când s-a dat alarma cu ursul de la Crucea, era de așteptat ca problema să fie analizată până la capăt. Era de așteptat la unii, nu și la cine trebuia. Dincolo de faptul că animalul sălbatic era în pericol și bine ar fi fost să fie eliberat, acolo s-a constatat ceea ce se știa deja, că ursul își prinsese laba într-o șprangă, acel cablu metalic format din zeci de fire oțelite împletite, folosit de bucovineni pentru braconarea cerbilor și căprioarelor. Așa vorbesc gurile rele prin târg. Ați auzit pe cineva, vreun oficial, spunând ceva despre asta? Pasă cuiva de laba ursului din pădure? Este cablul respectiv probă într-o cercetare de zonă pentru depistarea celor care întind astfel de capcane? A căutat cineva celelalte lațuri care împânzesc munții Bucovinei? N-am auzit nimic. Autoritățile noastre au răsuflat toate ușurate că ursul a plecat și că n-au fost nevoiți să-l omoare. Nu de alta, dar iar era scandal la televizor. Zilele trecute, jandarmii montani au prins în masivul Rarău doi domni care cărau cu rucsacii ceea ce fusese o căprioară. Spun asta ca să arătăm lumii că dacă se vrea, se poate, dar știți, cu o căprioară și doi braconieri nu se face primăvară. Mă rog, protecția mediului. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt, cele bune!